calea bisericii a fost născută în ființa mea, așa după cum fiecare om se naște cu acest dar de la Dumnezeu. Acest dar de la Dumnezeu, omul îl cultivă sau nu îl cultivă. Se dezvoltă în el odată cu mediul în special care trăiește. Visul meu, în sfârșit, a fost încă de când mama m-a purtat pe la mănăstirile sete de jur, lumine sărbători, încât pentru mine a fost o mare bucurie împotriva chiar a tatălui meu, care nu prea a avut așa ceva să mă las pe mine. Eram cel mai mic și de besuit de sprijinul lor. I a fost ca eu să renunț la toată bucuria aceasta de familie și să merg la mănăstire. Ioana, Tănasă, Neculai, Elisabeta și Justin au fost cei 5 copii ai Anei și ai lui Gheorghe, într-un sat de pe Valea Bistriței. Mama, Ana, o femeie simplă de la munte, s-a căznit mereu să-și crească frumos copilașii, pe care nu i-a vrut împovărați cu greutățile celor mari. Ale ei și ale lui Gheorghe, plecat mai mereu să le aducă de toate celor de acasă. Justin era cel mai mic dintre copiii crescuți în duh și adevăr de o mamă, rămasă numele sfințeniei pe lume, și de un tată care era terenul pe care se dezvolta duhul. Și astăzi își amintește serile geroase de iarnă, când părintele Pahomie, de la Mănăstirea Neamțului, cobora de prin părțile broștenilor și înopta în casa lui Gheorghe. Lipit de el, micul Justin asculta tainicele povești ale vieții duhovnicești de mănăstire. Sau când vreun călugăr se chinuia să urce la muntele Petru Vodă, iar el era primul care se oferea să-i care săcușorii pentru un acatist sau o cărțulie pe care o primea în schimb. Bucurie mai mare nici că era. Când vedeam eu copiii și de la mănăstire în sărbători îmbrăcați în veșminte, purtau speșnicile pe biserică, pe acolo, făceau paraglizărie, pentru mine era o gramnică însușită pregătire pentru venirea numai decât aici la mănăstire. Și la 17-18 ani, așa tata a mers cu mine de la casă, cu caia la căruță și haia spre Dureu. Acolo, în sfârșit, ne-a apucat seara, de altfel. Ne-a primit părintele starți, care era pe atunci, și ne-a dus într-o cameră, în sfârșit, al fondaricului de acolo. Și dimineața, tata, nu l-am văzut niciodată cu lacrimi în ochi. E de data asta când a fost vorba să le despărțim, să plece la casă și o să rămână aici, în sunetul clopului în care suna deșteptarea călugărilor, eu rămâneam aici și tata pleca spre casă. Începutul unei vieți de duhovnic avea să fie pentru tânărul de 17 ani la mănăstirea Durău. Acolo îi se părea că a coborât cerul pe pământ, văzând călugării cu bărbi mari care cântau la strană.
A urmat primul veșmânt îmbrăcat, anagnost, și ieșirea în fața lumii, mare sărbătoare pentru sufletul tânărului Iustin. Trimis la seminar să învețe carte, ajunge la mănăstirea Cernica, apoi la secția monahală de la Râmnicu Vâlcea și la seminarul din Roman. Anii războiului îl găsesc pe Iustin ca preot misionar pe frontul de est. Urmează cea mai neagră perioadă a vieții sale, arestarea pe motive politice. Înaintea nopții de Sfântul Bartolomeu a anului 1948, este ridicat și închis în beciurile securității. Cu eticheta de bandit, dușman al poporului, legionar, părintele Iustin cunoaște închisorile de la Roman, Suceava, Aiud, Baia Sprie, Gherla, Periprava. Și asta pentru că alesese să păzească și să slujească cuvântul lui Dumnezeu. După ce am executat 12 ani de condamnare, mi-au mai dat încă 12 luni, nu mai considera cu ani, nu se mai vorbea cu ani, după ce trecei de la mandat înainte, se considera cu lunile. Au venit să vedea la Mândelta Donării. Și acolo, cum se obișnuia de altfel, la fiecare județ, veneau cirașii, securii și te mai interoga din când în când să vadă cam ce temperatură mai ai, ce mai gândești și cum s-a însușit educația. Așa că trei avioane într-o dimineață se învârte lângă lagărul nostru, nu știa nimeni din ce județ sunt. Eu n-a durat o jumătate de oră și hai să mă cheam pe mine la birou. Venise tocmai securiștii din Piatra Neamț. Ce faci acum? Uite, ai terminat 12 ani. Păi da, dar între 12 ani, dar văd că stau încă de două luni aici, fără nici o motivație. Păi da, uite, să vedem acum, în dată, dacă avem dreptate sau nu. Ia să vedem și eu. Acum nu mă mai interesa. Și așa, ce trebuie de răspuns. Le-am spus și eu, și că dacă pleci acasă acum, uite, ce se faci? Și unde o iei? Păi eu i-am lăsat-o, domnule, Iulis. O, să iei în sus, caralii. Păi, uite, bă, că n-am învățat nimic, banditul, măi. 12 ani că n-am învățat nimic. Păi și să învăț, domnule, și să învăț. Ce era să învăț într-o situație asemănătoare de ocnaș? Și pentru că nu s-a lepădat de credință nici după 12 ani de temniță grea, mai primește 4 ani în speranța că nu va mai vorbi despre puterea rugăciunii și nu va mai cânta Hristos a înviat, așa cum făcuse în mina de la Baia Sprie. Abia în 1964, după 16 ani de suferință, dar și de rezistență, este eliberat și devine pentru câțiva ani muncitor forestier. Revine la dragostea pentru viața monahală și ajunge preot la mănăstirea Secu. Apoi, încă 14 ani, viețuiește la mănăstirea Bistrița, iar după 1989, în urma unui vis, se întoarce acasă, la Petru Vodă. De acolo am venit aici, după Revoluție, așa, și a început lucrul acesta pe care se vede aici, de pe iarbă verde, s-a făcut în timpul acesta cu ajutorul și cu străduința credincioșilor din zona aceasta și de alte părți, încât biserica a început-o prin luna mai la sfârșitul așa și prin noiembrie a fost biserica gata. Mănăstirea Petru Vodă este singurul lăcaș ridicat în memoria victimelor comunismului. Martirilor așa, celor căzuți din 1948 și până în 1964. În cinstea acestor martiri m-am simțit însușit cu toată puterea legată de ei, ca să fac și eu aici un locaș unde să fie pomeniți
pe cât e posibil, numai cei din Aiuri și cei din Ghela, Pitești, Slava și așa, în toate mari centre de tortură a tineretului nostru. Oamenii care vin la schitul de la Petru Vodă caută liniștea și speră ca sfatul părintelui Iustin să-i scape de necazuri. Cu o scânteie de credință în Dumnezeu și nădăjduind că vor dobândi ajutorul său, tineri și bătrâni bat drumul către mănăstirea Petru Vodă pentru a se destăinui duhovnicului. Sunteți considerat unul dintre cei mai mari duhovnici ai țării și urmașul părintelui Cleopa. De ce credeți că... Apoi dumneavoastră vă luați de ce spune lumea. Zicala românească e sfântă. Să nu crezi toate câte se spune. Dacă eu m-aș duce de pildă la o mănăstire undeva, mă duc în Grecia, mă duc în Athos, mă duc la muntele Ararat sau la Ierusalim. Sigur că am să caut și eu un bătrân care să stau de vorbă cu el. Eu, de altfel, am devenit așa pentru că nu mai este, să știți, un părinte Cleopa, dar eu stăteam la umbra lui părinte Cleopa. A ridicat cortina de părintele și am picat eu acolo. La 87 de ani, părintele Iustin își împarte cu modestie și blândețe energia tuturor celor ce-l caută pentru harul său. Între noapte și zi, puține fiind orele de odihnă pe care și le îngăduie. Energia asta este că de altfel îmi place ce fac. Pentru că am simțit toată suferința și eu dacă suferința aceasta nu aș fi pus-o în practică aici cu viețelor, nu m-aș osteni pentru ei așa mult. Am suferit și de aceea simt nevoia și greutăților și stau și ascult. Și dacă ca orice lucru când îți place, nu te obosești. La 14 ani de când a apărut așezarea monahală de la Petru Vodă, mănăstirea a fost sfințită primind hramul sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Hramul pe care l-am ales eu, patronul pe care l-am așezat, pentru că aceștia sunt căpetenia oștilor nevăzuți, celor nevăzuți. Aceștia sunt apărătorii neamurilor. Aceștia sunt vestitorii mântuirii neamului omenesc. Aceștia sunt sprijinitorii și apărătorii de veche a tuturor, de la creștin și până la neamul și națiuni. Părintele Iustin are răspunsuri pentru multe dintre marile probleme ale omenirii și crede cu tărie în bogăția spirituală a românului. Dar creștinismul și valoarea lui nu constă în valoarea dolarului, nici a bogăției, nici a luxului. N-am avut biserice sărace, am avut mănăstiri sărace, am avut oarecum viața noastră așa mică și lepădată, am putea spune, de toate popoarele celelalte. Dar am avut bogăția spirituală pe care românii noștri au știut să o învingă, să meargă în lățimile cuvenite. Speră într-o revenire la credință și la biserica din care, spune el, ne-au scos răsăritenii, impunându-ne cu forța o ideologie. Cea mai acută problemă care se pune la ora actuală este că nu avem deplină libertate să ne manifestăm în toată splendoarea noastră creștină, ortodoxă. Pentru că sunt atâtea, în sfârșit, forțe din afară și dinăuntru, încât am ajuns la o fermițare de idei și la o lipsă totală de păreri, încât nu mai putem face un corp comun să ne asemănăm într-adevăr un grup mistic al cărui cap este Hristos.
și mai speră ca tinerii care aleg asemenea lui rasa neagră să urmeze sfaturile și poruncile monahale. Cer acestor tineri să se implice însușit în sfatul acestei Evanghelie și în poruncile Evangheliei, să se roage pentru lume, să se roage, să plângă cu cel care plânge și să se bucure cu cel care se bucură. Și poate într-o zi vor spune și ei, văzând călugării mai tineri veniți să fie binecuvântați, vai, ce de îngeri aici! Măi, și e cu aparatura. Eu de asta mă simt bine cu mâna asta, că mă regăsesc. Asta e ce-i parcă de asta în sine. Slema noastră, vultul de fel cu crucea în joc, este vorba despre planul, idealul al nației noastre care duce înspre viere. Rolul important pe care îl are din ființele cei două, bărbat, femeie, este mama. Domnului, ne rugăm!